Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, Hristos a înviat! Duminica aceasta e o duminică, într-un fel sau altul, specială. Este duminica în care prăznuim pe cei care ne-au dăruit duminica. Da, pentru că astăzi prăznuim pe Sfinții Împărați, întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena. Cu alte cuvinte, cei care, într-un fel sau altul, mai înainte de 325, dar apoi de plin după 325, au pus duminica în mâna credincioșilor. Au adus-o mai aproape de ei și le-au îngăduit ca această duminică să fie prăsnuită prin dumnezeiască liturghie, odihnă și împlinirea bucuroasă a datorilor de creștini. Nu e simplu. Astăzi când batrocorim duminica din Temirce și când ne e mai drag molul decât biserica, nu pare mare lucru, dar în vremea aceea când din multele zile ale unei săptămâni se oferea lui Dumnezeu și oamenilor săi o zi de odihnă, inclusiv pentru sclavi, ne aflăm de fapt într-o mare revoluție. O mare revoluție democratică, așa cum ar crede câte unii. Gândul de astăzi se leagă de cei doi și prin aceea că, într-un fel sau altul, îngăduiții Constantinului din mine, să vă spun că toată copilăria am crezut că împăratul Constantin și mama sa, Elena, sunt de fapt doi soți, prin apropierea lor de vârsta aceasta, în care sunt iconizați tot timpul foarte aproape ca vârstă. Pentru că icoana bisericii surprinde în momentul de deplină maturitate în harul și binecuvântarea luminii învierii lui Hristos. Le datorăm mult, putem comenta foarte mult pe seama lor, dar le datorăm mult creștini fiind, indiferent de nuanța creștină în care ne zbatem culturile și ne încercuim adevărurile. E clar că fără de ei și fără efortul lor, nimic din ceea ce astăzi prăznuim n-ar avea adâncimea și lărgimea aceasta binecuvântată prin lumina învierii lui Hristos. Apune soarele peste o sărbătoare, dar nu și peste sărbătoriții săi. Țineți minte, mâine este o nouă zi.